întoarcem cu 3000 de ani în urmă în inima Egiptului antic. Prin dorința zeilor, Ramses al II-lea este numit faraon. Personajul întruchipat de primarul Constanței își face apariția dintr-un sarcofag. Înaintea acestui moment, magul lui Ramses i-a uimit pe spectatori cu un număr de magie. Însoțit de luptătoarele nubiene din garda sa personală, Ramses al II-lea este încoronat de marele preot, personaj în pielea căruia a intrat vedeta TV Cabral. Astrologul faraonului este Radu Mazăre Junior. La scurt timp pe scenă își fac apariția primele animale, leii. Defilează apoi în fața zecilor de mii de spectatori și cămilele, iar pe scenă apare și un aligator. Faraonul, recunoscut pentru calitățile sale de luptător, își conduce armatele în războiul împotriva hitiților. Lupta este una egală, așa că Ramses al II-lea și regele Hitit decid să tranșeze disputa prin înfruntarea celor doi comandanți ai armatelor. Cel egiptean este întruchipat de dublul campion la arte marțiale și K-1, brazilianul Francisco Filio, iar cel hitit de maestrul Kyokushin Dorel Bulearcă. Nici lupta comandanților nu are un câștigător, așa că Ramses decide încheierea unui tratat de pace cu hitiții. Acesta este primul din istoria umanității. După acest moment începe festinul și prezentarea haremului faraonului, care avea 201 soții și alte 4.000 de femei. Ați remarcat cu siguranță cei doi pitoni care au ajuns pe scenă. Spectacolul animalelor exotice a făcut furori, în special printre copii. Animale sălbatice, ce ai văzut acolo? Ce animale? Șerpi! Au fost luptători, au sărit în piscină, au învățat să se bată cu sabia. Nu! Sunt drăguți, la cât erau de mari, din consideri drăguți. Da, am ținut și eu unul în brațe. Mi-a plăcut foarte mult bătăile. Ai înțeles cine s-a luptat acolo? Da, Ramses și războinicii lui. Foarte frumos spectacolul, de foarte bună calitate. Spectacolul Egiptului antic a avut 80 de personaje, tot atâtea costume, iar 500 de oameni au muncit pentru ca publicul să se bucure de atmosfera acelor vremuri. Am avut invitați de vază, de marcă și se și vede, pentru că, după părerea mea, au fost cel puțin oamenii care au fost la Ștefan cel Mare. A fost cel mai complex și mai complicat, pentru că a implicat foarte multe lucruri, ați văzut. De la magie, la animale, la luptă. I'm Brazilian, but I'm different in Brazilian. I usually don't go to carnival. This is my first time. Și pentru ca cei din public să intre la rândul lor în pielea personajelor care au urcat an de an pe scena de la Mamaia, Radu Mazăre a precizat că pentru anul viitor se gândește să le ofere oamenilor posibilitatea să îmbrace costumele care au fost până acum la carnaval.